Întâlnirea fericită de astăzi, de fapt, inițial a avut loc acum câțiva ani, direct la Cannes. Pentru că alături de mine e Irina Săulescu și era în polițist adjectiv. Îmi plăcea foarte tare pentru că era o profesoară și era ideea că ideal mi s-ar părea ca toate profesoarele să fie așa ca ea. Și atunci cred că n-am mai avea probleme la bacalaureat. Cred că absolut toată lumea și mai cu seama băieții ar învăța mult mai bine. Cred că nu l-ar mai pica nimeni în categorie, mai ales că era și profesoară de română. Cum de altfel profesoară de română este și mama lui Corneliu Porumboiu. Și tot o persoană foarte rafinată și de-a care îți vine tot timpul să pui mâna pe carte, categoric. Irina, vreau să te întreb însă, care a fost prima întâlnire fericită, adică declanșatorul pasiunii pentru cinema sau pentru teatru? Te-au dus întâi la cinema, întâi la teatru, te-ai dus singură, te-au dus niște colegi, cum a fost? Singură m-am dus. Ei, da, da. Așa, singură te-ai dus? De fapt, am fost la teatru, am văzut Romeo și Julieta la Cassandra. Unor studenți și m-a impresionat atât de mult încât a fost un factor declanșator. Am zis, eu asta am să fac, am să fac actorie, e bine că știu și cum din momentul în care știu ce vreau să fac trec imediat la fapte. Într-una din zile am văzut o actriță din spectacol pe stradă, m-am dus la ea și am rugat-o să-mi spună și mie ce ar trebui să fac ca să mă fac actriță. Și cine era actrița asta? Cătălina... Buburus, nu mai aduc aminte. Așa, de au trecut atât de mult timp și ea m-a îndrumat către Cătălin Naum. Aha. Și asta, într-adevăr, a fost o întâlnire fericită, da, care mi-a marcat viața. Adică viața mea ar fost totul și cu totul altfel dacă nu l-aș întâlni pe domnul Cătălin Naum. Dar la el mergeați independent de facultate sau cum? Că el era, eu aveam 15 ani. Că e o legendă despre care foarte multă lume vorbește. Dar nimeni nu precizează cum se ajungea la ei. Era independent de facultate, era paralel cu facultatea, era... cum stăteau lucrurile? În mod normal, Teatrul Podul era făcut pentru studenții de la alte facultăți care veneau să se familiarizeze cu teatru. Doar că mai erau și mici intruși ca mine. Care eram... Chiar erai mică, aveai 15 ani. Da. Păi da, așa era tot spre vârsta Julieta. Am o poveste foarte simpatică. Domnul Naum, când m-a văzut, aveam 15 ani, codițe, teneș, și m-am dus și am zis foarte serioasă, eu vreau să mă fac actriță. Să știi că teniș avea acum, pantofi de tenis avea și Vanessa Redgrave. Da. Într-o bună companie, aș putea spune. Da. Simpatic a fost că dânsul s-a uitat la mine și a zis, bine, mâine să vii cu taică-tu. Nu m-a băgat în seamă absolut deloc. A cerut permisiunea tatălui meu. Păi, mi se pare normal, adică vine o minoră la tine. Eu vreau să mă fac actriță. Da. Și un an de zile, țin minte că am stat acolo, nu mi-a dat nimic de făcut, dar am stat, am rezistat ca să vadă că sunt foarte hotărâtă, că vreau să fac asta. Un taur adevărat. Da. Ce zic cu Freud, nici nu se pare imposibil. Și cu George Clooney, vă rog. Adică, exact așa. Totuși, două extreme așa și puțină superficialitate, să nu fim foarte serioși. Exact, așa. Da, și... am stat mult timp în Teatru Podu, până am intrat la facultate. Am jucat mult teatru atunci. Care a fost primul rol pe care ți l-a dat domnul Naum? Și asta e întâmplare frumoasă. Da. Nu mai întâmplă fericite. Da, băi, vezi, așa e. Păi dacă suntem la happy, trebuie să fim happy. Nu? Că nu e... Da, asta cam este așa. O coincidență fericită că suntem O coincidență fericită a fost și primul meu rol din teatru important. Cartea preferată a tatălui meu și filmul a fost și o ecranizare, este Love Story. Filmul lui preferat este Love Story. Și atunci eu am jucat Love Story. Da, e ceva din Ally McGraw, așa, dacă stau să mă... A fost, cred că unul din rolurile mele preferate. Și mi-a plăcut atât de mult Jennifer, foarte mult. Da, a fost foarte emoționant pentru tata să vină să mă vadă prima oară. Cred că din toate punctele de vedere era emoționant, că știm că se termină. Nu le spunem vorba aceea, că știe deja toată lumea. Că știi că finalul spui doar la filmele proaste, ca să te răzbun, dar în cazul dat este filmul celebru, deja știm cum se termină, deci eu am dau seama că a fost o dublă...
dublă senzație intensă pentru tatăl tău. Eu am așa o aplicație pentru dramă. Așa, da. Deși în filmul lui Corneliu Porumbiu, despre care o să vorbim ceva mai încolo, era un rol la limită între dramă și comedie. Așa. Da, și eu am fost surprinsă să descoper că sunt amuzant acolo. Adică... Ne întoarcem mai încolo. Bun. Și după aia ai dat la facultate? Am dat la facultate, da. M-am dat de vreo două ori la facultate. Ok, așa se dă temeinic și face carieră așa, nu e să intre așa de prima dată. Da, și era și destul de dificil, adică eu am avut norocul să dau două săptămâni examen. Între timp a dispărut această variantă. Da, pentru că o săptămână am stat într-un workshop în care ei se uitau la noi ca la microscop. Cine poate să facă sau nu meseria asta. Zi de zi am stat acolo. Ei fiind cine, mai țin de ce? Comisia. În comisie se strângea cam toată lumea. Sandamanu, Cojar, Colceag, domnii Cojar, Colceag, pardon. Da, știi că atunci când sunt deja nume de dicționar, nu mai e chiar obligatoriu să le spui domn sau doamnă înainte. Domnul Dan Rădulescu mi-aduc aminte. Domnul a fost foarte drăguț, fiind prin comisie, mi-a spus că domnul Dan Rădulescu a spus despre mine că sunt foarte special. Lucru care m-a bucurat atunci atât de tare și pe care nu o să-l uit niciodată. Păi cred că a avut fler. Totdeauna a avut fler. Noi știm treaba asta. Așa. Și ai terminat la clasa? Domnului Colceag. Da. Nu, Coja, îmi cer scuze. De fapt, sunt amândoi din câte știu. Ani am făcut împreună. De aici confuzia. Doi ani am avut profesor pe amândoi. Și apoi în ultimii doi ne-am separat cumva și am terminat la clasa domnului Coja. Ei erau totuși mai mult pe teatru. Și la cinema? La cinema am făcut câteva ore cu domnul Gică Preda, care îi mulțumesc că mi-a deschis apetitul pentru altfel de filme. Da, ai jucat în filmele lui? Nu. Eu aș fi vrut să fi avut o academie de film, pentru că atunci, într-adevăr, iubesc teatru, dar m-aș fi dus direct acolo. Mi-aș fi dorit să fac o școală specializată în special pe film. Tot ce am învățat eu din ce am făcut mai târziu în ăștia 20 de ani, am învățat făcând toată tehnica, tot. Știi că, de exemplu, există multe universități, mai ales în străinătate, unde este obligatoriu să ai cel puțin două specializări. Și când spun două specializări, nu teatru și film, ci, de exemplu, actorie și regie sau actorie și imagine sau și montaj. Adică nu se merge pe o singură direcție, tocmai ca să fii pregătit în viață pentru și ca să știi și ce să ceri. Nu, sunt foarte recunoscătoare. Cea mai... Pentru mine, cea mai potrivită facultate pe care puteam să o termin și a fost oricum o perioadă fantastică din viața mea. Cine ai fost serie? Antoaneta Cojocaru, Diana Munteanu, Rodica Lazăr. Numai fete? Nici un băiat? Modena Constantin. Nu vin în minte. Doamne, dragile colegi, iertați-mă! Iertați-mă! Da. O să avem grijă să... Au! O ciocolată cu prima ocazie pentru memorie, folosește. Da, și o vârstă. Da. Hei, da, exact. Nu că acum știi Alzheimer să facem mai devreme acum tot atunci. Eu? Glumesc. Și după ce ai terminat, ai intrat în vreun teatru sau direct după în ce film? Am terminat, am intrat în televiziune, lucru halucinant pentru mine. A fost o întâmplare. Fericită sau nefericită? La limită. Fericită. Okay. A fost o experiență. Să faci o emisiune în direct când nu ai mai făcut niciodată lucrul ăsta și cu câteva minute înainte să ți se spună ia și tu microfon, hai că vezi tu, te descurci. Deci măcar nu știam la care cameră să mă uit. Deci nu... Nu mai bate în pernă, că ne mănâncă băieții. Da, băieții de la sunet. Exact. Scuze. Așa. Da, a fost o experiență. E o schimbare față de cei care te dau cu mâna peste microfon, dar cred că e o chestie cu canul, știi? Cred că aveți E o chestie comună, da. Când la film, ești extrem de limitat. Deci, și atunci îți faci ceva cu mine, știu. Tot timpul. Mamă, și de când va opri cu chestia asta cu fumatul, nu-i vorba că tu nu fumezi oricum, așa că deci în ultimul film. Vedem noi acum, las că ajungem și la cu și ca. Așa. Bun, deci cred că ai făcut televiziune. Da, am făcut televiziune, am făcut o emisiune în direct de divertisment împreună cu Silviu Biriș.
N-ai fost serie cu Sepp Biberiș, că e mai mare? Nu. Am fost cu fosta lui soție, am fost colegă. Da, a fost o experiență, dar, mă rog, am trecut după aia la lucruri, altfel de lucruri, până am descoperit că, de fapt... Deși se spune că atunci când ai descoperi televiziunea, ți-e foarte greu să te desparți de ea. A, mi-a fost o vreme, da. În ciuda faptului că... Divorțul e destul de complicat. După prima emisiune am zis, nu mai fac așa ceva în viața mea. Asta e ca povestea și când duci copilul la grădiniță prima zi și zice, eu nu mai vreau și mâine, mai mergem și mâine? Nu, și după aia nu mai pot să... Și a trebuit că aveam contract. Groaznic. Înainte, da, nu întotdeauna, da. Și în orice experiență învățăm. Și apoi nu știu cum și în timpul perioadei astea, care a durat cât? Emisiunea a durat un sezon. Un sezon, așa. Da. A fost vreo întâlnire fericită în timpul ăsta? Cineva cu care ai rămas prieten sau care a declanșat o altă întâlnire? Nu mi-aduc aminte. Și în tot acest timp cu... M-am dus la casting cu o perseverență specifică taurului. Cred că am dat sute mii de castinguri, nu știu. Eu m-am dus la castinguri. Păi așa și trebuie. Până și Catherine Deneuve să duce la casting, așa că nu văd. Meseria asta este superbă, o ador, o iubesc. Dar să mă ierte Dumnezeu, e o meserie de nebuni. Adică stai și gestionezi refuzuri. Iubesc atât de mult film. Nu că nu m-aș întoarce, m-aș întoarce, sigur, mi-e dor, mi-e foarte dor. Mai ales când intru în teatru. Să vezi un spectacol. Da, și când simt mirosul ăla de teatru, mă apuc, dar... Să știi că anul ăsta, cred că s-a deschis, mai știi dacă la Berlin sau la Cana, chiar cu asta a început cu un film despre casting și cât de chinuitor e de fapt și cât de complicat e pentru noi care, mă rog, privim din afară lucrurile astea. Și cred că e important și pentru public să știe un pic cum stau lucrurile. Da. Ethan Hawke spunea o chestie foarte interesantă. Spunea că nu, important nu e cum îți gestionezi munca când o ai de făcut, ci timpul între proiecte. Și așa e. Atunci poți nebuni. Când deci nu ai proiecte. Timpul e destul de scurt în ultima vreme, care are foarte multe proiecte, dar a avut și perioade mai puțin fericite. Da. Știm bine și de la mama lui care e tata. Vrea să joace și în filme cu buget mai mare. Am vrea să... Da. Că probabil că o parte din bani se aduce în operele de caritate. Așa că suntem direct interesați, cred, în România, în mod special. Dar e, într-adevăr, o remarcă foarte bună. Și cu care trebuie să fii obișnuit. Pentru că în facultate nu te învață nimeni că o să fie și perioade din astea. Ești aruncat la lei, practic. Da, mai ales că eu nu am făcut teatru după ce am terminat facultatea. Înainte am avut o întâlnire fericită de care am uitat să menționez. La Teatrul Național, înainte să intru în facultate, am lucrat cu Victor Ion Frunză la Tamerlan cel Mare și acolo am avut ocazia să joc cu domnul Ovidiu Iuliu Moldovan, că e un om extraordinar, un gentleman. Și acolo, în Teatrul Național, l-am cunoscut și pe Marele Dinică, pe Marinuș Moraru. Chiar... Adică ai avut chiar mai multe întâlniri. Da, am avut. Adică în momentul în care mi-au zis, măi, dar tu, Dinică, odată eram pe hol, tu ce faci aici? Păi zic, sunt și eu în spectacol, deci nici nu venea să-i vorbesc, cu toate că el era foarte normal. Era și... extraordinar. Apropo de întâlniri fericite, la rândul meu am avut o întâlnire cu el la un vernisaj, culmea. Era expoziție de pictură și l-am văzut și nici n-am mișcat, m-am dus într-acolo, zic, apropo de datul la lei, zic, mă halește acum, zic, cine știe ce zice, cine știe ce ironie, cine știe. Și culmea, a venit el spre mine, ceea ce după aia mi-a crăpat obrazul, că nu m-am dus eu într-acolo, așa, și a fost atât de drăguț și așa de cald și atât de frumos a vorbit, știi, de te simți, simți foarte important, așa, și era unul foarte cald. Da, și deloc așa cum ne imagineam noi sau cum vedeam prin roluri în viața de toate zilele, chiar era extraordinar de... Da, aia a fost un moment halucinant din viața mea. Eram într-o cabină la Teatrul Național, între repetiții, și de o parte era Marinuș Moraru și de o parte era Dinică și eram... Aveam, nu știu, 18 ani, nu mai știu cât aveam și Doamne, nu cred că mi se întâmplă tocmai mie așa ceva. Mai ales că nici selfie nu exista pe vremea așa. De unde? Acum. Ei, da, pe de altă parte să știi că întâlnirile astea care sunt amintiri fericite, eu cred că sunt chiar mai frumoase dacă nu sunt
imortalizate într-o poză, știi? Da. Pentru că nu le are toată lumea așa, o poză, știi, mai poți să faci într-un Photoshop dacă vrei. Da, asta e ceva ce nu am să uit niciodată. Da, 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 cred că a fost. Și ți-a dat așa curaj? Da, 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 și toate întâlnirile din teatru mi-au... A fost o perioadă frumoasă. Dar totuși, în mod bizar, nu te-ai mai întors la teatru. Iubesc atât de mult filmul. Nu că nu m-aș întoarce, m-aș întoarce, sigur. Da, mi-e dor, uneori mi-e foarte dor. Mai ales când intru în se vezi un spectacol. Da, și când simt mirosul ăla de teatru, mă apucă, dar... Ce vezi filmul, ce să fac? Și sper că mai am multe de făcut în film. Deci întrebarea aia nu ți-o pun ce alegi între una și alta, oricum e îngrozitor de banală, dar toată lumea așteaptă un răspuns la ea. Deci avem răspunsul că ta dat, e clar. Categorii film. Da, bine, întrebarea aș putea să fie între film, televiziune și teatru, așa ca să fie. Sau eventual și teatru radiofonic ai făcut? Da, nu. Nu, n-am făcut. Mi-a plăcut. Mie ăla mi se pare extrem de interesant pentru absolut toată lumea și e tot așa un prim pas spre nemurire. Pentru că, da, chiar mi-a plăcut. Vezi ce benzi senzaționale au în... Când eram mică, da. Ascultam, când nu existau alte alternative, ascultam, da. Pe vremea răpăsatului. Da, ascultam mult teatru radiofonic. Da, și care, mă surprinzător, era și de foarte bună calitate, da. Pentru că scăpa un pic cenzurii, știi, că nu își punea nimeni problema că ar asculta Neanii cu teatru radiofonic și atunci era puțin mai liber. Și erau nume mari. Exact, foarte mari, foarte, da, foarte mari, da, da, da. De, cred că și își doreau să mai joace și altceva decât președinți de CAP, cred, nu? Și cum vreți, au muncitor la câmp sau în nu știu ce uzină, fericiți că n-au intrat la facultate. Așa, bun, să ne întoarcem. Prima experiență de cinema. Prima experiență... De când ai mers tu la cinema? Deci trebuie să fi fost un declic și acolo. Eram foarte mică. Da, culmea e că mi-aduc aminte primul film pe care l-am văzut, Domnișoara Aurica. Ok. Da. Și apoi... TV-ul. Așa, am văzut, vedeam tot. Deci tot. Nu conta. Film prost, cel puțin după Revoluție, nu conta. Tot ce era film, eu am văzut. Deci stăteam și vedeam și vedeam și vedeam și speram și mi-închipuiam și îmi doream să fac filmul. Film. Păi vezi, și special american. Și acum când mi s-a întâmplat, chiar mă gândeam că îmi doream foarte tare să joc în limba engleză. Ei, și chiar mi s-a întâmplat. Chiar cel s-a întâmplat în ultima vreme mai mult. De ori aș putea spune că s-a întâmplat. Stai că ajungem și acolo. Bun. Prima experiență de filmat de data asta. Primele mele experiențe au fost reclamele. Prima mea. Prima întâlnire a fost cu Radu Jude la un scurtmetraj. Dimineața se numea. Și a fost așa o întâlnire în lanț, ca să spun, fericită. Corneliu Porumboiu mi-a spus că m-a văzut în acel scurtmetraj. Și așa m-a chemat la casting pentru Polițist Adjectiv. Ah, da, așa de ceva. Da, 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 acolo că nu înțelegeam eu cum și unde. Da, reclame făcusem, dar mă îndoiam că stă să vadă reclamele de la TV. Și așa. Deci aia a fost foarte drăguțe întâlnire... și reclamele alea și fac bine la micul de jos. Și te ajută tehnic foarte mult. Da. Înveți foarte mult, că într-un timp foarte scurt... Mai ales că în România sunt regizori mari care fac reclamele astea. Și înveți lucruri esențiale și într-un timp foarte scurt trebuie să fii extrem de eficient. Că... Da. Și o altă întâlnire fericită a fost întâlnirea cu Corneliu Porumboiu. Așa. Care am făcut Polițist Adjectiv. Întâlnirea cu Canu, nu mai zic, aia a fost... Aia, ne întoarcem la ea mai încolo. Stai așa, nu, păi trebuie așa să construim de așa natură ca să... Construim? Fie așteptarea aceea. Bine, până la filmele astea, au mai fost mici colaborări în filme produse aici, făcute aici, doar că au fost cu actorii de afară, în care noi aveam roluri mici, mititele spre foarte mici. Cu MC-ul sau cu ce? Că ei veneau și filmau pe aici? Nu. Eu am filmat la un moment dat cu Demi Moore în Bunracu. Nu mai știu. Mi-e total nepregătită, trebuia să mă uit pe IMDb. Da, unde precis că nu le-am fi găsit chiar pe toate, că de fiecare dată mă supăr că nu e foarte complet. E extrem de frustrant, că dacă te uiți acolo, vezi câteva filme și totuși tu ai făcut mult mai multe și... Da, asta e. Așa. Până se vor actualiza. Da, întâlnirea cu străinezii, cea mai spectaculoasă este Eu sunt...
Cine a venit la tine și ți-a zis Sirius? Ah, Kevin Costner, da. Kevin, n-a zis Kevin Costner, stați un pic să vă povestesc eu cum mi-a zis mie atunci, acum dacă vă zice altă variantă, asta este, suntem... Așa a fost, eram pe platou la Hatfields and McCoy, se numea, o miniserie făcută pentru History Channel, care a și luat Emmy. Da, a luat premiul Emmy și el a zis cât de bine a filmat în România, ceea ce mi s-a părut extraordinar de elegant, extraordinar de elegant. Așa era și pe platou. Da, revenim că eram înainte de a filma, repetam și în secvență eram amândoi. Nu-i dau eu replica direct, dar eram amândoi în secvență și exact pe același principiu. Nu mi-a venit mie să mă duc să zic bună ziua, eu sunt Irina Săulescu. Da. Nu, a venit Kevin Costner la mine și a zis, hi, I'm Kevin. Și am zis, hai, Irina, da, eram, de parcă eu nu mai știi cine ești tu, da? Foarte drăguț, mi s-a părut foarte colegial, ca să zic așa, că până la urmă urma să... Da, și cred că a vrut și să tocmai să te pună așa ales. Da, pentru că eram înconjoată de străini, eram singura româncă de acolo, asta e, s-a întâmplat foarte des asta. Era filmarea făcută la Râșnov, nu? Nu, erau aici în studiourile. Aici în studio, că sunt o parte făcută la Râșnov, că știu că au păstrat decorurile. Da, acum... Sau le păstraseră la un moment dat, da. Când îmi aminte secvența asta, în multe, în foarte multe, de fapt, dacă s-ar putea în toate filmele străine, am fost singura româncă din secvențele respective, ceea ce la un început a fost un pic, dar acum mi se pare normalitate, nu mai e... Ce limbi străine știi? Engleză foarte bine, și permite să știu. Franceză. Așa, deci la Cannes ai vorbit în franceză sau te-ai dat după toată lumea tot în engleză? Nu, în engleză, pentru că sunt mult mai cursivă în engleză decât în franceză și mie, mai ales când ai emoții, când ai interviuri, mai bine să stăpânești bine limba. Da, cam asta. Așa, bun. Și engleza inițială ai învățat-o pentru că te-ai gândit că filmele sunt cu precădere în engleză? Mi-a plăcut foarte mult de... Ți-a plăcut? Da, și am terminat un liceu care avea ca și specializare engleza și franceza, Dimitrie Bolintineanu. Și asta aveam specializare limbi străine. Și apoi am avut norocul să întâlnesc tot timpul vorbitori de limba engleză. Cu diverse accente, practic. Da, și asta contează foarte mult, pentru că, practic, în filmele astea în care ai jucat, care sunt filme, mă rog, coproducții, nu sunt toate... Da, e mai greu BBC, când sunt british. Adică tot e mai greu când sunt british. Care a fost british? Nu vine niciun moment acum. Sorry. Ok, bine, nu-i nimic. Da. O să încercăm mai încolo. Poate da, poate mi-aduc aminte, da. Și de ce zici că ți-a fost mai... Ai avut coach, oare? Mai nu, n-am avut... Am un coach foarte important, se numește Google, Pronunciation și diverse alte site-uri de pronunciation. Da, să știi că alea de pronunciation sunt destul de bune, așa că da, toți mai le pentru folosim. Că aveam, pentru că aveam la casting această problemă cu engleza britanică. Dacă eu vorbesc foarte bine engleza americană. Tot de... Da, e mult mai... Și datorită filmului, că ai văzut Da. Și cu engleza britanică și atunci am... Bine, acum engleza asta britanică e funcție și de zona, că dacă filmez pentru aia din Irlanda e una, dacă filmez pentru aia din Scoția e alta, adică... Da, diverse, adevărat, sunt destul de complicate, că de-aia te-am întrebat dacă există un, ceea ce se cheamă un coach, adică un fel de profesor. Știi că pe orice generic apare coaching. Da, n-am avut niciodată. Mi-ar plăcea să joc în cât mai multe limbi străine, dacă se poate, să filmez în cât mai multe țări, cât mai diverse. Aș învăța și limba respectivă, nu e nicio problemă. Dar da, mi-ar plăcea să fac lucruri cât mai diverse posibil. Care au fost rolurile cele mai diferite pe care le-ai făcut până acum? Adică, total, ai avut un contraamploa, de exemplu? În polițist, adjectiv, nu e contraamploa, dar Anca a fost foarte departe de mine. Adică, foarte departe de mine. Okay. Și a trebuit să merg cumva spre ea. Faptul că am stat la vas lui, faptul că am fost în școală și am petrecut niște timp în școală ca să fac research, asta a ajutat, dar Anca a fost destul de departe de mine. Andra, ultimul meu rol de acum din depărtare, tot așa, destul de departe de mine. Ăla cred că a fost departe chiar Binișor. Da, a fost Andra a fost mai încolo. Da. Scurtmetraje.
Dimineața și depărtarea. Și depărtarea. Da, da. Tot. În rest lungi. Bine. E, am ajuns exact unde trebuie și acuș o să vorbim și despre polițist adjectiv și despre depărtare, pentru că sunt la depărtare.